nu mai sunt bani de plătit arbitrii, nu mai sunt bani de salarii, ieri a fost a treia lună trecută, nu mai sunt bani de nimic. Deci, dacă cineva din orașul ăsta crede că se poate ține echipa asta în 2-3 oameni, nu se poate ține. Asta e viața. Dacă nu e iubită și nu e ajutată, nu se poate ține. De deci, că nu că de barem, nu? Nu sunt bani de barem, nu sunt bani. Nu o noi că vrem sau nu vrem. Nu sunt bani. Nu se poate să pună numai unii să se chinuie de ani de zile, că totuși, cum a fost, a fost de 3 ani jumate, ne-am chinuit cu ea, n-am fost ajutați deloc. Și s-a ajuns aici, era normal că s-a ajuns cândva aici. Jucătorii ce vor face? Și devine toți liberi. După legile sportive. Seara. Sunt Augustin Presecan și nu este vorba despre o emisiune cu conținut sportiv. Cum nici acționarii Unirea, Marian Sarmeș sau Vasile Trifan nu sunt sportivi sau medaliați olimpici. Sunt oameni de afaceri. În seara asta, Alba în Corzi va fi o emisiune în care vom încerca să vedem cum s-a ajuns la insolvența clubului de fotbal Unirea Alba Iulia și din ce motiv echipa a devenit un cartof atât de încins încât nimeni, dar absolut nimeni, fie că vorbim de primărie, Consiliu Județean, investitori sau sponsori, nu vrea să-l țină în mâini. Alături de mine este ziaristul Dorin Simonea, cel care știe mai bine decât procurorii înșiși ce conțin dosarele trimise în instanțele de judecată. Ne dovedește asta de 15 ani, timp în care ne-a convins de integritatea și profesionalismul său. Salut, Dorin! Salut! Dacă ai putea pentru telespectatorii noștri să fixezi în timp de când a început insolvența care astăzi a ieșit în toată presa județeană și presa națională, insolvența care a lovit clubul de fotbal Unirea Alba Iulia. Din punct de vedere tehnic nu este o chestie foarte veche, pentru că procedura de insolvență în instanță a început doar de câteva luni de zile. Procesul prin care un anumit creditor își cere banii care i-a împrumutat clubul de fotbal sau pe care clubul de fotbal nu i-a mai returnat. Dar decăderea echipei a început din momentul în care, decăderea din punct de vedere financiar, a început din momentul în care nu a mai fost susținută cu bani de la bugetul local și bugetul județean. De ce nu a mai fost susținută cu bani echipa de fotbal a municipiului Alba Iulia, știind că atât primăria cât și Consiliul Județean au făcut un efort foarte mare, evident, însă din banii contribuabililor în anul 2008, ca această echipă să acceadă în Liga 1 de fotbal, ulterior să își crească performanțele? Motivele sunt multe și țin de modul în care cele două administrații, cele două instituții sau reprezentații acestora au văzut în această echipă un fel de sursă electorală, în primul rând. Se poate observa, dacă ne uităm în timp, că cei mai mulți bani au fost alocați în anii electorali. În unele cazuri echipa și-a reușit să promoveze, în trei cazuri, în trei sezoane în ultimii 10 ani, și a reprezentat o importantă, să zicem, putem spune, o resursă electorală pentru aleși sau pentru candidați. Parul s-a umplut la momentul în care a început ancheta procurorilor. Atunci, din momentul respectiv, s-a oprit. La care ancheta procurorilor te referi? La cea care a însemnat sau a culminat cu arestarea fostului director general adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice, Ioan Dobra, sau la cea care îi viza explicit pe acționarii FC Unirea? Cred că e mai veche, având în vedere că ultimii bani publici care au ajuns la echipă s-au dat în aprilie 2011, deci în urmă cu un an și jumătate. Dacă ține minte, exact în perioada respectivă se făcea ancheta legată de foștii directori de la Direcția de Finanțe Publice. Dar putem merge cu speculațiile sau cu explicațiile acestui caz în urmă, să ajungem la arestarea lui Ioan Dobra, repet, directorul general adjunct al DGFP Alba? Putem Bine, merge acolo mai în urmă totul. La fostul agent secret al Serviciului de Informații Externe, Claudiu
vulpe care a fost prins, a fost sau într-un încălciș în care a căzut inclusiv fosta decană a baroului Alba Iulia Doi Nascutea, omul de afaceri Sandu Duca, alți oameni de afaceri care, ale căror lucruri oculte au fost destructurate sau au fost descoperite, devoalate de către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și sub coordonarea procurorilor DICOT. Bine, dacă stăm să analizăm din punct de vedere tehnic relațiile care au existat în aceste personaje, putem face legătură, evident, pentru că ancheta începută în legătură cu Bogin a fost urmată, evident, în scurt timp de ancheta referitoare la Dobra și Conțan, în urma plângerilor formulate de către fostul director Ștefan Anghel Bogin. Mergând procurorii la Dobra, vine că au descoperit și anumite relații, adică anumite acte realizate în legătură cu Clubul FC Unirea Alba Iulia. S-a verificat acolo o returnare de TVA solicitată de club pentru o anumită sumă de lei, era vorba de aproximativ 100.000 de lei, dacă nu mă înșel. 100.000 de lei noi, respectiv, noi, undeva da. În jurul sumei de 25.000 de euro, 100.000 de lei noi, nu? Sau? Da. Un miliard de lei vechi. Un miliard de lei, deci undeva în jurul sumei de 25.000 de euro. I-a fost această returnare de TVA, s-a făcut un control de către Garda Financiară din Sibiu, procurorii n-au avut încredere în... De ce au ales procurorii acest control al Gărzii Financiare Sibiu în locul Gărzii Financiare Alba Iulia? Este o modalitate care se folosește, nu numai județul Alba, să zicem, folosește această procedură. Procurorii sau închetatorii, putem spune în ghilimele că nu au încredere în persoanele din județul respectiv, având în vedere posibilă existența anumitor relații între cei care ar trebui să verifice și cei care sunt verificați. În acest motiv sunt solicitați funcționari din alte județe, cum a fost cazul respectiv, au venit și de la Garda Financiară și din Hunedoara și din Sibiu. Controlul la FC Unirea a fost făcut de către Garda Financiară Sibiu, care a scos în evidență o posibilă încălcare a legii și a indicat efectuarea unor verificări ulterioare și mai ample. Deci controlul Gărzii Financiare Sibiu a relevat faptul că a fost o încălcare a legii în momentul în care FC Unirea, în care clubul a solicitat acea returnare de TVA? Returnarea de TVA, aia până la urmă s-a demonstrat că a fost legală. În instanță? Problema, da, nu s-a ajuns în instanță. Până deci la urmă și cei de la finanță. Deci procurorii și-au dat seama da, că da, nu a fost vorba de acea economiștii, returnare. Economiștii, da, au concluzia că a fost legală. Mergând mai departe pe controlul documentelor de la club, s-a ajuns la perioada de început, din 2005, când s-a înființat asociația care... prin care veneau banii publici de la cele două instituții, când s-a înființat societatea comercială care deține clubul acum și acolo s-a constatat din punctul de vedere care exista, de acolo plecând, care exista anumite ilegalități. Deci tot acest ghem a început, deșirarea lui a început cu fostul agent secret Claudiu Vulpe, ulterior directorul general al Direcției Generale a Finanțelor Publice Ștefan Anghel Bogin, ulterior... Da, a fost o luptă puternică pentru putere în cadrul Instituției Finanțelor Publice acolo. S-au contrat între ei, au existat plângeri reciproce, plângeri la organele statului de penale și așa au rezultat dosarele care și au căzut și se putem zice victime colaterale. FC Unirea și persoanele de la FC Unirea sunt un fel de victime colaterale aici, pentru că ei n-au avut o implicare directă acolo, dar au căzut pe ancheta procurorilor din dosarele respective. Și cine sunt acești acționari care acum sunt în vizorul Direcției Naționale Anticorupție a Secției Teritoriale Alba Iulia? Bine, în vizorul lor au fost, pentru că au fost deja trimiși în judecată. Dosarul este la Tribunalul Alba, au fost câteva termene, amânări până în prezent. Sunt cei trei reprezentanți ai clubului, președintele Marian Sarmeș, vicepreședinții Mihai Bărdaș, care a fost și fost consilier local, fostul președinte executiv Ioan Lupu, Nicolae Lupu, de fapt, Oliviu Feneșan, și el vicepreședinte, și viceprimarul Paul Boicu. Viceprimarul actual. Da. El este implicat în acest dosar
pentru că avea relații sau care este relația de cauzalitate între procurorii zic în comunicatul pe care l-au făcut public la momentul trimiterii în judecată că el ar fi girea, să zicem, el ar fi pus la cale un mecanism prin care banii ar fi fost cheltuiți ilegal la FC Unirea. Viceprimarul susține că este nevinovat și că își va demonstra nevinovăția în fața istoriei de judecată. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Oricum e un dosar greu, se mantine pe mulți ani de zile, vor fi multe expertize realizate aici și poate să fie și orice soluție. Contra-expertize, fiind vorba de bani, e destul de complicat. Nu se știe exact. Nu se știe că nu va fi, da. În momentul de față, există vreo măsură de sechestru asiguratoriu asupra averii acestor acționari și a viceprimarului Paul Voicu? În acest dosar, nu știu să existând... Există. În comunicatul DNA se spune că s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor tuturor celor 5 inculpați. Deci, în vederea recuperării prejudiciu. Marian Salmeș... Prejudiciu este de aproape 12 milioane de lei. Să zicem undeva la 2,5 milioane de euro. Să zicem 120 de miliarde de lei vechi. Da. Care... Din punctul tău de vedere, care vezi că vor fi urmările declarării de insolvenței de astăzi? Bine, azi n-a fost o declarare de insolvență oficială, pentru că aceea există de mai multe luni. Azi a fost, din punctul meu de vedere, încă o încercare a reprezentanților clubului de a sensibiliza autoritățile pentru a le oferi în continuare bani. Deci, eu nu cred că echipa se va desfița acum, cel puțin va mai rezista o perioadă, ce turul îl va duce la bun sfârșit, dar ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost o ieșire publică pentru a mai... Un fel de șantaj în ghilimele, sau... să zicem. Un șantaj în ghilimele. Din păcate pentru ei, nici Consiliul Județean și nici Consiliul Local nu vor mai da niciodată bani la PC Unirea. Nici un consilier județean sau un consilier local nu va mai dedica banii pentru... Nu își va mai asuma el acest rol... Nu știu, de care asuma riscul să mai meargă o dată și să mai dea declarații la DNA. Deci e frica aceasta până în călcâiele Și nu vor mai da bani de altă echipă de fotbal în viitorul apropiat. Și haideți să vedem un scurt video cu Marian Sarmeș, care spune, probabil într-adevăr, recurgând la acest tip de șantaj emoțional, spune că nu există soluție de viitor. Problema că pe viitor nu găsim soluție. Și autoritățile? Întrebați-le și voi. Ca să vă... Noi am depus să vă dea Mihai hârtiile înregistrate și la Consiliul Local Județean și le-am prezentat situația. Dar când, Mihai? Acum 2 luni? Nu, în vară. Ai auzit și tu, auzit și telespectatorii noștri. E chiar, dacă sunt sincer și nu am niciun motiv să... Nu cred în sinceritatea lui Marian Sarmeș, e chiar, sunt convins că nu se mai poate face nimic și soarta echipei este pecetluită. Ar exista posibilitatea unor investitori privați, agenți economici care să-și dorească să apară pe pieptul echipei Unirea numele firmei lor sau numele lor personal? În prezent este foarte greu și cu investitorii privați, având în vedere tot, că tot de aici pleacă toate procesul penal, care este instanța judecată, foarte greu găsește o firmă puternică care să se asocieze cu să-și asocieze numele cu o echipă care este implicată într-un astfel de proces cu prejudicii atât de mare și în care sunt acuzații destul de grave. Din păcate, ei au fost obișnuiți de foarte mulți ani ca să le vină banii așa fără să ridice absolut niciun deget, fără să facă nimic, fără să aibă un plan de management, un pus la punct de a atrage bani și din alte surse, au venit banii de la primărie, de la Consiliul Județean, da. Și acum numai, pentru că nu știu să facă și nu pot să facă să aducă bani din altă parte, decât dacă vând jucători. E bine, jucătorii au vândut, anul trecut doi l-au vândut pe Stanciu, au vândut pe Grozav, dar se termine și cu jucătorii, nu mai au cum să aducă bani și din această sursă. Sarmeș Marian are o societate comercială, AXA Porțelan, care, cum îi spune și numele, se ocupă cu manufactură, cu producerea industrială a obiectelor de porțelan.
De ce a vrut el să se implice în această saga sau în această poveste cu echipă de fotbal, cu a fi președintele acestei echipe? Ce a însemnat pentru el poziția aceasta de președinte al FC Unirea? A fost o poziție incomodă, cred. Mai incomodă în ultimii ani. Mai plăcută înainte, când veneau banii și erau sursele financiare asigurate de la, din bani publici. El a venit pentru că a fost convins de către reprezentanții primăriei, Consiliul Județean, să vină acolo să conducă clubul. S-a întâmplat acum 7 ani. Să sponsorizeze, să ia bani de la primărie și Consiliul Județean. Au fost remunerați membrii Consiliului de Administrație. Cum se vede din poziția ta al celui care analizează? Ei zic că nu au fost remunerați. Nu știu asta, nu pot să demonstrez dacă au fost sau nu remunerați. Ei spun că nu, dar probabil că există. Care au fost atunci beneficiile atunci pentru care un om, fie că este el om de afaceri, fie că este o persoană care dorește să facă acte de beneficență, ce l-a mânat în luptă fotbalul pe Marian Sarmeș? Probabil doar plăcerea fotbalul de a privi un meci și de a se simți președintele și echipei? Cred că și o dorință de imagine, pentru că să fii președintele cu un club îți face și o imagine pozitivă, mai ales în condițiile în care joacă în Liga 1. Iar apoi nu a vrut să mai retragă. Normal că acum nu mai poate să retragă așa, pentru că sunt multe de jucat acum, există procesul și vor încerca și vor să își dovedească nevinovăția și nu pot să renunțe. Totuși este destul de stresant, ca să folosesc un eufemism, să îți duci viața cu sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor tale mobile și imobile. Pentru că Marian Sarmeș nu este tocmai un om sărac. A muncit sau și-a câștigat, bănuiesc, cu efort ceea ce are el acum și mă gândesc că nu este la fel dacă sau să stea cu sabia lui Damocles deasupra capului. Bine, că aici ar putea să piardă tot ce a avut mai mult aici decât trebuie să piardă chiar libertatea. Văzut pe ce bunuri s-au pus sechestru, pentru că este posibil ca acele bunuri să nu mai existe pe numele lui. Se întâmplă asta peste tot în România și dar totuși, ca să folosesc o sintagmă destul de uzitată în televiziune, sunt convins că instituțiile de forță ale statului, fie că vorbim acum de parchete, de BCCOA, de DICO, de DNA, știu să-și ia măsuri astfel încât să-și protejeze interesul care, la urma urmei, este interesul statului și, la un moment dat, în momentul în care va fi o decizie, o sentință, într-un fel sau în altul, să poată să urmărească bunurile respective, indiferent la cine ar ajunge. Există proceduri legale care cu sechestrele și nu știu dacă se mai pot întoarce, dacă se mai pot întoarce în condițiile în care anumite bunuri au fost puse pe numele, transferate pe alte persoane. Nu știu asta legal, dacă se mai pot întoarce și mai pot în timp și să recupere, să zicem, și contravaloarea bunurilor respective. Vom vedea asta, ce se va întâmpla la finalul procesului și care va fi soluția. Aici, eu în mare parte sunt convins că banii ăia au mers în echipa de fotbal, în cea mai mare parte, că nu aveau unde să meargă, pentru că au fost cheltuieli destul de mari. Doar că ei au neglijat contabilitatea, au greșit foarte mult în contabilitatea și în realizarea documentelor acolo. Să fi fost o scăpare sau să fi fost o încredere prea mare? Cred că și o încredere prea mare, pentru că au zis că nu va verifica nimeni și nu se va ajunge în situația aceasta. Dacă stăm și analizăm toate hotărârile de Consiliul Județean și Consiliul Local, peste tot se susține că banii sunt dedicați echipelor de juniori, exclusiv echipelor de juniori, dar banii au fost cheltuiți în cea mai mare parte pentru echipa de seniori. Și aici a fost o scăpare din punctul meu de vedere, pentru că n-am făcut o legătură sau n-au formulat corect documentele la vremea respectivă. Deci în timp ce consilierii locali și cei județeni votau ca banii pe care ei alocau FC Unirea, spuneau că se duc, erau convinși că se duc către echipe de juniori, așa au votat, convinși, acești bani erau folosiți pentru echipa de seniori, în cea mai mare parte. Echipa care aducea performanță, da, care era la urma urmei și avea și cheltuielile cele mai mari. Și cunoști, știi în total ce
ce sume de bani au dat atât Consiliul Municipal Alba Iulia, cât și Consiliul Județean Alba? Consiliul Local a dat vreo 8 milioane de lei, Consiliul Local Alba Iulia 8 milioane de lei. Consilierii au refuzat să se constituie parte civilă la cererea DNA. A fost aici, era un joc așa alba-neagră, s-au constituit odată, apoi și-au anulat hotărârea, apoi au votat că nu se mai constituie, s-a făcut acolo o expertiză, au comandat o expertiză la un expert independent și s-au venit la concluzia că banii ar fi fost cheltuiți legal. Și prin urmare au refuzat să se constituie parte civilă. Consiliul Județean este parte civilă cu suma de 3,6 milioane de lei. Și dacă poți să-mi spui, de ce, de exemplu, această acțiune penală este împotriva a doi acționari ai clubului de fotbal Unirea Alba Iulia, Feneșanul Liviu și Sarmeș Marian Ionel, împotriva directorului executiv Lupu Ioan și nu este și împotriva unui alt acționar al clubului, Vasile Trifan. De ce această discriminare sau de ce acest tratament preferențial, ce s-a întâmplat? Să fi fost el o persoană care să fi trecut de partea cealaltă, respectiv a procurorilor, sau chiar să nu fi avut niciun fel de implicare, să nu fi semnat nimic? Posibil să nu, cred că asta este, până la urmă, răspunsul, acesta este răspunsul, că nu a semnat nimic el. Deși, din informațiile mele, este persoana din umbră, care a girat mult ce s-a întâmplat acolo în această perioadă la Fecioria. De exemplu, pentru Vasile Trifan, care a fost obiectivul? De ce și-a dorit el să facă parte din acest acționariat? Ce îl mâna pe Vasile Trifan în această... Sunt mai mulți aici oameni de afaceri din județ care sunt acționari în clubul, în echipa, în societatea fotbal Clubul Unirea 2006, care s-a înființat în 2006. Și aici e o problemă. Echipa s-a înființat în 2006 și contractul este din 2005. Deci, instituțiile statului au dat bani înainte de înființarea societății. Și aici e o problemă, o neglijență din punctul meu de vedere și care a fost exploatată de procurori. Firma nu exista în momentul în care s-a înființat asociația și au fost alocați primii bani. Deci această poveste începe în 2005, astăzi în 2012 vedem aceste declarații destul de disperate, le-aș putea numi, ale acționarilor. Dacă colegii mei din regie sunt, aș vrea să ne dea să vedem ce spune Marian Sarmeș despre dacă ar exista bani, cam cât, de câți bani ar avea ei nevoie. Aș vrea să vedem următorul filmuleț. Fiindcă nu văd soluția azi de unde cineva aduce 10.000 de euro. Probabil că dacă azi ar fi 1 miliard de lei, vechi vorbesc, așa scurt, pentru azi ar ajunge. Dar de mâine încolo începe alte datorii și alte datorii. Vedem, 1 miliard de lei nu ar ajunge, sau ar ajunge abia pentru ziua de astăzi, de mâine nu se va mai ști, ar începe din nou aceleași căutări și s-ar sfârși prin aceleași... Ar ajunge în conțele care s-ar plăti cu o parte din datorile, dar... Tot ei au spus astăzi la conferința de presă că clubul are de recuperat 180.000 de euro. Deci undeva la 700-800.000 de lei. Nu e o diferență mare între datorii și ceea ce au de recuperat. Dacă ar exista o acțiune bine gândită și pusă la punct, cred că ar putea rezolva. S-ar putea rezolva situația chiar de către ei, prin recuperarea banilor pe care trebuie să-i primească. Tot Marian Sarmeș spune că acest club are... și explicităm mai mult sau mergem în profunzime asupra lucrurilor pe care tocmai le-ai spus, au o datorie de 13 miliarde de lei, adică aproximativ 300-350 de mii de euro, au contracte ferme de 180 și ceva de mii de euro, deci e o diferență totuși notabilă, că vorbim de sumele astea, 130.000 de euro, ca să zic, aproape 75% din contractele ferme, din sumele pe care ei susțin că le au de recuperat, să fie aceste cifre problema care stau într-adevăr în calea funcționării în continuare a Clubului Unirea, sau, îi repet, întrebarea cu care am început emisiunea, De ce patinează această echipă atât în Liga 1, atât în
municipiul Alba Iulia nu reușește să se remonteze, să pornească din nou. Și eu o să răspund cu ce am spus și mai devreme. Pentru că au fost obișnuiți ca să primească foarte ușor bani, atât de la Consiliul Județean și de la Primăria Alba Iulia, și nu sunt în stare ca să aducă bani din alte surse sau să obține, decât la un nivel foarte mic. Când au fost în Liga 1, au mai avut drepturile de televiziune, dar acum în Liga 2 nu au decât soluția vinderii de jucători. Acum au de încasat pe doi jucători. Este vorba de aceste sume de 181.000 de euro. Nu știu de unde provin, probabil de pe ceva jucători, nu știu exact de unde sunt sumele respective. Știu doar că au vândut anul trecut pe Grozav și pe Stanciu, unde au obținut bani buni cu care s-au descurcat în campionatul trecut. Dar acești bani au fost plătiți, au fost încasați? Da, au fost încasați. Și au fost deja și cheltuiți? Da, pentru că oricum în campionat, chiar și în Liga 2, este destul de scump. Aș vrea să vedem, pentru că telespectatorii noștri nu sunt obligați să ne creadă pe noi pe cuvânt, ci probabil au nevoie și de poziția unui oficial al clubului. Aș vrea să-l vedem pe Marian Sarmeș spunându-ne ce datorii are Clubul Unirea și după aceea să trecem și la următorul filmuleț în care spune câți bani au ei de recuperat. 13 miliarde. Acolo, Mihai, nu? Da. E trist că pentru sume de astea, fotbal așa de misere, să înțează lucrurile. De că va recunta lumea, da? Da. Vare în timp nu sunt. Cu toate că acum am făcut calculul, Unirea la ora asta are de primit 181.000 de euro. Cu contracte ferme, vorbesc de Empoli, vorbesc de Standard Liege, vorbesc de Severin, vorbesc de impresarul Mania și cine a mai calculat, Mihai? Că scrie să nu e niciun secret. Deci bani de recuperare, că ăștia sunt bani sportivi și efectiv și ăștia sunt bani pierde. L-am putut vedea și pe Marian Sarmeș spunând el însuși telespectatorilor noștri care este situația financiară actuală a clubului de fotbal. Din declarația lui, rezultă că mai au de primit bani pentru Grozav, de la Standard Liege. Deci, acolo nu s-au primit toți banii. Jucătorii sunt neplătiți. De 3, de 4 luni, refuză să joace. Situația este destul de complicată. Evident, acum nu o să îi plângem pe ei în condițiile în care sunt zeci de societăți care au intrat în faliment și sute și mii de oameni care nu și-au primit salariile de ani de zile și nu au fost obișnuiți cu aceste salarii, pot să spun, destul de mari raportate la nivelul salariilor pe care le iau oamenii simpli și telespectatorii noștri în mână de unde lucrează sau de unde au lucrat. Cum vezi această relație pe care pot să aibă jucătorii cu acești conducători de club? Păi, la urmă, este relația între un angajat și un angajator. Ei, dacă nu își primesc banii pentru o perioadă mai lungă de timp, de câteva luni, pot să ceară întreruperea contractului, să-și caute altă echipă. Pot să devină jucător liber de contract, pot, da, să se ducă la alte echipe sau pot să se ducă la alte echipe? Asta este o altă întrebare a mea. Crezi că au avut Unirea un lot care să fie dorit, să chiar așa și... Unirea nu e echipă rea și acum e în prima parte a clasamentului. Nu a jucat prost nici în campionatul trecut și nici în acest campionat până în prezent. Cu o investiție minimă, cu resurse financiare minime, cred că se va descurca și se va menține Liga a doua în continuare. Nu cred că mai există pe termen scurt sau în următorii 4-5 ani pretenții de promovare Liga 1, pentru că este foarte greu și foarte complicat, doar dacă vine un investitor foarte puternic lângă echipă. Dar cu câteva soluții și cu aducerea unor sponsori lângă echipă, mici sau mai medii, așa, poate că se vor descurca în continuare în Liga 2. Dar dacă nu reușesc să obțină bani, până la urmă se va ajunge la desfințarea echipei, pentru că e nevoie totuși de mulți bani pentru funcționarea. Ce înseamnă concret, în mod concret, această desfințare a echipei? Să dispară complet acest brand al clubului de fotbal Unirea Alba Iulia sau să, după acest deces al echipei,
poate să renască un alt club de fotbal cu alți poate, acționari? Cu... Brandul nu dispare, clubul tehnic nu dispare sau teoretic nu dispare, pentru că el va exista poate în continuare, doar că nu va avea locul în Liga a doua, unde este în prezent. Dacă va vrea să se reînscrie în competiție, probabil că va începe din Liga a patra sau Liga a treia, din nou, va trebui să o ia de la început și să încerce să promoveze. Cu alți jucători, probabil cu o altă societate, asta este insolvență. Probabil în situația respectivă societatea va ajunge în faliment și atunci... Ce înseamnă această insolvență? Nu aș vrea ca telespectatorii noștri să creadă că ar putea cineva să vină și să cumpere stadionul din cetate. Sau stadionul aparține primăriei, Consiliul Local, de fapt, aparține stadionul și nu are cum să... Societatea clubului are doar jucătorii. Aia sunt. Deci aceia sunt bunurile clubului. Jucătorii și contractele lor sunt ceea ce la o adică ar putea să execute un posibil sau un potențial sau un creditor existent al clubului. Exact, exact. O să îi rog pe colegii mei să pregătească o scurtă poziție a președintelui executiv al clubului, a lui Mihai Dăscălescu, însă o să îi rog de asemenea să difuzeze acest film doar după o scurtă pauză de publicitate. E Alba în Corzi, e Dorin Țimonea, ziaristul care, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, știe mai bine decât înșiși procurorii ce se află în dosarele pe care aceștia le trimit în instanțele de judecată. Înainte de pauză discutam insolvența, desființarea echipei de fotbal Unirea Alba Iulia și vă promisesem un scurt filmuleț în care să vedeți poziția președintelui executiv al clubului, Mihai Dăscălescu, și ce fac fotbaliștii echipei în aceste momente? Sunt de plătit salari la jucători care au intrat în a treia lună, da? A patra. Acei jucători. Cum mai pot să-i motivez? Ce pot să le mai zic? Deci ce mai pot să mai zici un jucător care nu vreau să pățesc? A încheiat destul de brusc Mihai Dăscălescu această luare de poziție, această declarație. Cum crezi că ar putea să o pățească Mihai Dăscălescu? La ce s-a referit sau ce a vrut să spună? Păi el ar putea să o pățească în sensul să rămână fără jucători. Sau să bată jucătorii? Nu știu. Poți să vină eventual să-i ceară banii. Că... Lui? De ce nu au acționarul? De ce nu se duc El este la... președintele executiv. El e relația. Să se plângă. Sau la ce? Relația directă cu jucătorul are el, pentru că el este președintele executiv, el semnează documentele, contractele și normal că oamenii, el semnează atunci când se plătesc salariile și normal ca jucătorii să vină la el să-i ceară banii. Mi se părea că opoziția unui om disperat, a unui om care este pe punctul de a-și pierde casa, de păi, a... Nu vreau el, să pățesc, el a venit adică... cu intenții bune aici și să facă treabă, dar a nimerit într-un moment prost. Dăscălescu. Exact în momentul în care a început ancheta procurorilor, în care s-a trimis dosarul în judecată și când s-a blocat tot. Apropo de acest moment, mi-amintesc că o societate comercială destul de potentă financiar, respectiv Roșia Montană Gold Corporation, a fost unul dintre sponsorii echipei. A dat bani relativ mulți, chiar după ce echipa căzuse în cel de-al doilea eșalon al fotbalului românesc. Ce s-a întâmplat? Da, i-au dat bani într-un retur din campionat, cred că în 2010-2011, în returul din... Era începutul anului 2011, când au dat o sumă importantă de bani, 40.000, 50.000 de euro, nu știu, poate mai mult. Au sponsorizat echipa cu acești bani. Ulterior, exista la momentul respectiv o înțelegere ca sponsorizarea să continue și în anul competițional următor și s-a blocat tot din acest motiv. Tot din motivul procesului care și anchetelor care au fost în legătură cu activitatea financiară a clubului. Roșia Montană Gold Corporation, oamenii de
de la această societate, de la această companie. N-au vrut să se asocieze cu o altă societate sau cu un club de fotbal implicat într-un astfel de scandal. Pentru că inevitabil, o dată sau de câte două, trei ori pe lună, apăreau articole în presă, la televiziune, în care se vorbea de audiere la DNA, de anchete, de alte, și era o reclamă negativă pentru ei. Crezi acest punct de vedere al companiei sau să fi fost și această scădere destul de dramatică a prețului acțiunilor, de la peste 8 dolari pentru o acțiune a scăzut la sub 2 dolari pe acțiune, adică de la o capitalizare de peste 2 miliarde de dolari s-a ajuns la una de câteva sute de milioane de dolari. Toată compania trece printr-o perioadă destul de dificilă. Crezi că să fi folosit doar ca un pretext această anchetă a DNA-ului asupra acționarilor clubului sau... Eu cred că este motivul principal, pentru că nu era un efort financiar foarte mare pentru ei, o sumă de 100.000 de dolari pentru a sponsoriza Unirea Albaiului, și era și o, să zicem, o abordare pozitivă a campaniei pe care o derulează ei, având în vedere proiectul de la Roșia Montană. Și intenția de a obține autorizații pentru a începe activitatea acolo. Mă îndoiesc totuși să aibă o legătură atât de mare fotbalul cu exploatarea cu cianuri. Nu are o legătură directă, dar are o legătură indirectă, o legătură de imagine. Și imaginea a fost pozitivă pentru MGC în asocierea cu clubul, până la momentul în care au venit procurorii DNA. De la momentul respectiv, imaginea nu a mai fost pozitivă și ei nu au mai dorit ca să... Deci tot acest ghem început printr-o acțiune a BCCOA-ului Alba Iulia, Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Alba Iulia, după aceea DICOT-ului, după aceea ADNA-ului, cu agenți secreți, cu director de finanțe, cu oameni de afaceri. Un tăvălug care s-a derulat amețitor timp de, să zicem, un an de zile. Eu m-am așteptat să continue, s-a oprit. Probabil că mai putea să continue dacă mai doreau să mai verifice și alte dedesubturi din alte direcții. Procurorii, a fost așa o chestie care nu s-a întâmplat niciunde în România. Nici un alt județ nu s-a întâmplat așa ceva și probabil că nu se va întâmpla repede. A fost o decizie, o hotărâre a anchetatorilor de a merge până la capăt. S-a ajuns la capăt? S-a ajuns la capăt, în aceste spețe, două, trei spețe. Disjungeri mai există, dar să vedem dacă se mai întâmplă. Și pentru emisiunile viitoare, și acum să revenim la problema pe care astăzi o tratăm cu toți, adică toate instituțiile de presă, câte mai există ele, această insolvență, aceste declarații ale oficialilor clubului de fotbal Unirea, care se plâng că nu mai au bani, nu mai găsesc de niciunele ca să-și mulțumească fotbaliștii. Chiar Vasile Trifan, unul dintre acționarii despre care vorbeam, spunea că echipa a mâncat viței lui, a dormit în paturile lui, s-a folosit de periuțele lui de dinți și acum nu mai are nici el de niciunele ca să le dea fotbaliștilor. Acum imposibil ca un finanțator să vină în loc să le dea bani, să vină cu vițelul în spate? Da, se practică. Cel puțin la Unirea s-a practicat în ultimul an sau în ultimul an și jumătate. Iar când e vorba de acești finanțatori, care sunt și acționari ai societății care deține clubul, ei și-au recuperat banii până la un moment dat, până au existat bani. Și au luat banii pentru toate serviciile respective. Dacă n-au mai venit bani de la primărie sau de la Consiliul Județean, nu și-au mai putut să recupereze banii și vine că au scăzut și e foarte mult implicarea asta, susținerea. Deci oameni de afaceri cu bani de la bugetul statului sau bugetul municipalității, bugetul Consiliului Județean, bani pe bine, care dacă cu toții să luăm în considerare relația lor taxe cu clubul, relația lor de servicii, ce prestează servicii cu echipa de fotbal. Da, putem spune că au obținut și niște bani, dar au prestat serviciile alea, bănuiesc că le-au prestat. Și acum sau nu tocmai la îndemâna oricui să ia un vițel în spate să-l ducă să-l trântească în fața fotbaliștilor mâncați. Să ne aminti că nu de mult, de câteva luni, vicepreședintele lui Feneșan a venit cu portbagajul cu carne și cartofi ca să aibă jucătorii de mâncare. Bine, și asta a fost tot o chestie de imagine ca să influențeze ei în continuare. Cred în continuare că mai primeți bani, dar nu vă mai primi bani niciodată.
Sau nu, nu vor mai primi, cât bani timp va mai exista acest proces în derulare? De la alți sponsori s-au retras și ceilalți sponsori pe același considerente? Din județ nu vor mai găsi, cred, bani. Doar dacă apare un investitor foarte mare, strategic, sau un investitor care să vrea să investească în fotbal. Soluția ar fi să aducă pe cineva din afară, să vândă clubul, poate unui patron care vrea să facă ceva, o echipă performantă, dacă ar găsi așa ceva. Pentru că toți suntem în zodia cumpărătorilor de combinate, cluburi și lucruri de genul ăsta care atrag în general atenția presei. Crezi că se poate face o ofertă de asta publică, națională? Veniți și cumpărați Unirea Alba Iulia la super preț? Sau... La un leu, la prețul de un leu. Nu cred. Pentru că sunt multe echipe în situația care FC Unirea și Voința Sibiu e în plagul desfințării și acționarii de acolo au anunțat că echipa va fi desfințată și se va retrage din campionat. Deci nu e o situație singulară. În Alba Iulia situația este mai deosebită pentru că... Pentru că există această problemă care... Care iarde pe acționari, care a făcut ca întreg clubul să fie mult prea fierbinte pentru mâinile autorităților sau ale altor agenți economici care la un moment dat ar fi putut fi interesați de o astfel de promovare printr-o echipă de fotbal. Revenim la explicația pe care o aștept din partea ta. Tehnic, ce înseamnă această insolvență, procedură de reorganizare sau falimentul clubului de fotbal Unirea Alba Iulia? Insolvența nu este, o să zic, neapărat o chestie negativă sau ceva foarte rău. Pentru echipă, pentru societatea care deține clubul, reprezintă o protecție în fața creditorilor. Care ce nu înseamnă vin... acest lucru? Că cei care... Înseamnă că se numește... De primit bani de la club, sunt blocați. Sunt blocați. Aș cere drepturile sau? Într-o altă modalitate decât prin intermediul procedurii de insolvență. S-a numit și există un administrator judicial al acestei proceduri de insolvență. Se știe? Este public sau...? Este public. Nu-i rețin numele. Nu este o persoană. O firmă, nu casă de insolvență Transilvania? Nu e o firmă Euro foarte mare. E un administrator Remus judicial. Remus Borza, care este în acest moment lichidatorul Hidroelectrica. Floricel și mai rețin exact, că s-a făcut public și numele lui astăzi. Din Alba Iulia? Este societatea aceasta nu știu, de nu știu exact, insolvență. Nu rețin. Nu, că nu am verificat și nu pot să spun cu exactitate. Dar acest administrator judiciar realizează împreună cu conducerea societății un plan stabilit, de redresare. Există, evident. În momentul în care se declară insolvența, se numește administrator judiciar, este deci, legal. Pentru telespectatorii noștri, cred că nu mai pot să se aștepte acționarii Unirea la un gest de mărinimie sau la o călcare a sufletului consilierilor locali sau județeni, încât haide să le dăm, uite, i-am văzut aseară la televizor pe Alba TV și mi s-au făcut milă de domnul Sarme să le dăm câteva milioane de euro. Nu. E exclusă posibilitatea asta. Următorii, cel puțin în mandatul acesta de 4 ani, niciun caz. Sunt convins. Și ulterior ce se va întâmpla? Dacă este blocată această solicitare de a-și primi banii, bine, se realizează, fotbaliștii vor fi plătiți, echipa va continua să participe evident, în campionat? Funcționează sau... ca și până acum, în continuare, după toate regulile adică economice. Adică acționarul Feneșan va veni cu portbagajul de poate să vină în continuare, evident. Sau... Dar nu știu dacă își mai poate recupera banii, să zicem, pentru portbagajul de carne sau cartofi pe care îl aduce. Vasile Trifan va continua să vină cu viței, să... Da, poate caza în continuare jucătorii, dacă dorește. Deși în ce reține eu, există cazare, există hotel la stadion. Nu știu dacă ar trebui să-l cazeze un acționar în hotelul lui. Alba Iulienii, locuitorii județului Alba, oamenii care își primesc oaspeți din țară, o să aibă posibilitatea să-i ducă pe stadion să vadă o partidă de fotbal jucată de echipa municipiului sau ce se va întâmpla? Până la sfârșitul turului, cred că da. După aia nu se știe ce se va întâmpla, din punctul meu de vedere. Deci cam în viață, nu știm ce va fi. Ce va fi în viitor. Dacă reușesc să găsească niște bani, ei să mai vină, ei, acționarii, să mai împrumute clubul cu... Din ce am înțeles, el dar dimineață... Dar dacă au proprietățile
blocate conturile sub sechestru asigurator. Bine, ar putea din să alții, facă pentru că azi am împrumutat un alt acționar, Oancea, Arad Oancea, a venit cu o sumă de bani pentru care s-au plătit baremurile arbitrilor, astfel încât echipa poate juca meciul de la sfârșitul săptămânii cu Arad Oancea. S-a găsit o soluție pe moment. De astăzi? Da. Deci asta este o știre pe care mă bucur că putem deja s-a rezolvat. Să o dăm telespectatorilor noștri. Deci astăzi s-au găsit bani. Cum îl cheamă pe acționar? Radu Oancea. Ce? Un om de afaceri. El, un acționar, alături de alți mai 10-15 oameni de afaceri care sunt acționari acolo, unii cu nume mai mult sau mai puțin controversate. Mai mult sau mai puțin sonor. Mai mult sau mai puțin sonor. Deci Radu Oancea a fost persoana care astăzi a reușit să salva situația dea pe moment bani și să pună lucrurile puțin pe astfel încât meciul de la sfârșitul săptămânii să se poată juca. Speranțe, ce orizonturi sunt în afară de cel pe care nu-l știe nimeni? Ce întrevezi, ce se va întâmpla, ce se poate întâmpla? Care sunt alternativele pe care le avem înainte? Legat de clubul FC Unirea, da. Păi și eu ca suporter de fotbal vreau ca echipa să existe în continuare, evident. Vreau să mai merg să mai văd un fotbal pe stadionul Cetate și sunt destui locuitori ai orașului care doresc acest lucru. Ar fi păcat ca echipa să desfințeze și să nu mai existe. Pentru că atunci când au votat acordarea acestor alocații bugetare sau acestor fonduri, acestor bani, acestor miliarde de lei, 12 miliarde de lei, atât consilierii municipali cât și consilierii județeni, ei erau convinși, sau cel puțin au fost convinși de altcineva, că dau banii aceia echipelor de juniori. Există la momentul de față la clubul de fotbal Unirea Alba Iulia echipe de juniori? Da, există echipe de juniori cu performanțe foarte bune. Să poată să ne facă... Din punct de vedere al performanței nu avem ce reproșa, pentru că atât echipele de juniori au obținut rezultate bune, chiar foarte bune, și nici echipa de senior nu a dezamăgit. Au rezultat câțiva jucători, au fost crescuți câțiva jucători care au ajuns la echipe mari. Și să vedem pe Grozav, ne pe Staciul la Vaslui. Dar în aceste echipe de juniori, ele vor fi afectate de această decizie, de această intrare în insolvență, în procedură de reorganizare? Nu au managementul sau acționariatul? Nu, pentru că depind de clubul de fotbal și echipele de juniori. Și în mod normal, dacă se desfințează echipa de seniori, există pericolul că se desfințeze și echipele de juniori. Numai dacă se găsește o altă modalitate de finanțare sau de alocare de surse de bani. În acest moment, acea bază sportivă, stadionul din Cetate, din Alba Iulia, el este în administrarea clubului de fotbal. E în administrarea clubului de fotbal, e în proprietatea statului român și este administrat de Consiliul Local Alba Iulia. Dat în folosința clubului de fotbal. Mai puțin pista de atletism, care este, poate fi folosită și de clubul sportiv CSM Unirea Alba Iulia pentru atleți și alți sportivi care are. Îți mulțumesc frumos, Dorin Simonea. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, telespectatorii postului de televiziune Alba TV. Mulțumesc mai ales echipei Alba TV, care și-a dat toată energia pentru ca această emisiune să aibă loc. Ne vom revedea. Noapte bună!